Brit, e seara de ajun. În noaptea asta se întâmplă nașterea Domnului Iisus Hristos și noi îl așteptăm cu toții pe... Moș Crăciun! Pe Moș Crăciun. Dar voi v-ați pregătit pentru asta? Da, și facem și lumosul biscuit și morcov pentru rei. Super! Lapte! Avem tortul bunicii. Îl servim cu tort? Pune și lapte! Sau, Iugo, să aibă energie! Și Iugo, dar și lapte poate fi mai pe clasic. Nu vrem să-l supărăm cu nimic pe Moș Crăciun. Eu vreau să vină Moș Crăciun, pentru că el nu vine acum. E departe, departe, departe. Moș Crăciun vine doar la copiii cu minți. Voi ați fost cu minți? Da? Hai, Alexia, pe noi! Securile pentru moș. Eu am pregătit morcovii. Mami, dar unde e ăla de făcut asta? Mami, dar renul-i papă și așa. Ne-a curățat. Îi curățăm dacă vreți voi. Eu pot curăța morcovii. Doar doi. Cei mai mari, Mara? Ăștia doi. Eu ziceam pe cei mai mici să fie mai frageți. Dacă renii sunt bătrâni. Nu te saturai, mama! Anul trecut i-a pus niște morcovoi și acum zici ce e mici. Și i-a mâncat pe toți? Mușcă doguri. Ce se aude? Nu cred că e. Cine e acolo? Cadouri! Ui, cu sacul gol. Păi ce-l primim? Cadouri, unde te duci, Teo? La magazin cu el? Mă duc să-l văd. Eu cred că a văzut că n-ați pregătit și de asta n-a rămas. Hai, să punem laptele, morcovii. Ah, ciocărește iar cineva. E moș. Cine e? Dar de ce sunteți supărați, e dragi? E tati care a fugit să-l prindă pe moșul. L-ai prins? Ce moș? Nu am văzut niciun moș pe afară. Era un moș care pică pe acolo să ne ia cadouri. Și acum a plecat de tot. Vai! Dar dacă se întâmplă exact ce a zis bunica? Păi noi avem afară toate bunătățile, toate sucurile. Dacă a venit să ne ia cadourile și să fugă cu ele. Ia să vedem, e masă goală? E masă goală? Bani. E masă goală? Eu vreau să mă duc chiar după el. Ia du-te. Moșule! Unde-i tati? Vino! Unde-i tati? Era copiii mei de vreme aici. Aici unde ai fost? Eu i-am pregătit morcovii. Hai, Teo, să pui laptele, că poate de asta n-a venit. Hai să pui laptele. Ochii verzi. Fetele astea zic că l-au văzut pe moșul. Dar dacă nu mai vine, eu zic să te îmbraci tu, să nu fie dezamăgite.
O să mă îmbrac eu Moș Crăciun? Și dacă își dau seama că sunt eu? Măcar îl văd pe Moș Crăciun. Nu prea avem cadouri, dar găsim noi niște sucuri, niște dulciuri, ceva prin casă. Acum am plecat. La Moș Crăciun! Ninovia! Colindători se aud! Unde e robotul ăla de curs? Ce-ați văzut? Moșu? Unde e? Moșu. Acolo unde e iarba aia de curs, mă. Aparatul ăla. Nu, nu cred, nu văd nimic. Nu e nimeni, uite, fac eu zoom și nu e. No, e aia de pietre. Uite, am făcut zoom, nu e nimic. E aia de pietre, pe bune. Uite cât zoom, nu e nimeni acolo, vezi? E aia de pietre. E punga de pietre, Teo. Nu e nimeni acolo. Vezi, e punga de pietre. E punga de pietre. Ba, e că eu văd roșu. Unde e ea? Bă, că se mișcă. Tu nu poți mă păcălești pe mine, că e sac. Unde e, mă, moșu? Unde e? Ăla. Vino să hai! Moșu! Dar tu n-ai pregătit laptele! Hai, hai! O slăpticul! Acum noi, Moșu! Morcovi! Acum Ioiu! Moș! Am prins un moș! Unde, unde? Fugiți, fugiți! Ne aduce nouă moșul. Moșul v-a adus un sac de cartofi. De cartofi. Ne facem cartofi. Mai încearcă. Piata, eu am o idee. Ce-ar fi să mergem sus, să-l căutăm, să-l urmărim de sus, să vedem pe unde s-a dus. Chiar, la geamă. Da. Eu zic că e. Unde e ea? Uite acolo. În parc. Cred că nu e la camera asta. Hai în altă cameră. Aici, aici. Dar pe care? Păi dar cum se ridică jaluzelele? Nu se ridică. Păi da, se ridică. La Alesia? La Alesia. La Alesia. Ridică-ți repede, ridică-ți repede. Le-am văzut. Este... Ciotan! La tata. Nu, 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 moș, moș, am văzut eu moș. Da, la tata. Are cureaua aia de tata. Uite, are moș. Papuci aia și are josetele alea portugalii. Uite, moș. Are josetele alea portugalii. Nu, el are un sac. Are un sac. Ăsta n-are sac. Uite, moșul. Are un sac. Are un sac. Eu l-am văzut că are josete portugalii. A mers în parc. Tata are josete portugalii la el. Și-a luat. Ia mai căuta și în camera asta la altă. Am mers acolo. Nu, acolo, la birou. Ia. Nu, acolo. Acolo, la birou, n-ați fost. Aici ați fost? Deci mie mi s-a părut că am văzut ceva. Stați așa. Am văzut umbra. Eu am văzut mai mulți. Mai mulți? Da. Uite. Uite unul. Uite, sunt doi. Sunt doi. Sunt doi. Stai să mă duc în fața voastră să vă prind. Uite, moșu, hai să-i deschidem la moșu, repede! Dau de scaunul! Oh, 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 oh.
plecat. Wow, ce se aude? Cine e acolo? Moșule! Hai că te ajută, Mara, ajută-l tu! Ajută-l tu. Cu ce prăjitură ai mutat anul ăsta, moșule? Cu foarte multe cadouri! Are multe cadouri! Cu foarte multe cadouri! Hai, moșule, hai! E greu să te ajut! Papul ăsta mare! Are cadouri în viață! Cred că da! Stați! Moșul trebuie să le dea! Care îmi spune o poezie? Da, moșule, ce gras ești! Am mâncat foarte mult! Prăjituri! Toți copiii ți-au lăsat prăjituri, așa-i? Am auzit că aveți ceva mâncare pentru vreme. Acolo! Uite acolo! Uite, moșule, acolo! Mulțumesc frumos! Mai mănâncă! Lasă că și-am sac! Dar ce copil îmi spune și mie o poezie? Dar nu știu. Cum ai o poezie! Moșule, la fetele le-am văzut eu antrenându-se mai devreme și făceau un dans, toate trei. Oare poate să-mi arate și mie? Ai, am vrut să te rog. Du-te. Unde vezi tu? Alesia, spune tu o poezie, frumosul. Alesia, spune o poezie. La grădiniță. Hai. Au făcut un dans, au pregătit. Și apoi le e rușine. Și dacă vrei, moșule, eu îți cânt o colindă. O să aud, o să cânt stare, că n-aud tare bine, că-s așa bătrân. Da, da, moșule, o cânt tare. Să aud, îți dau un cadou dacă cânt. Și-am foarte multe cadouri de dat, dar numai dacă aud poezii, dans, cântare. Dragule, moșule, sunt, îți pun ce-mi doresc acum. Pe hârtie eu îți scriu cu cei dragi aș vrea să fiu. Ce frumoase sărbătorile petrecute în familie, lângă dragii noștri, dragi părinți, să ascultăm să vin cu minți. Ce frumoase sărbătorile petrecute în familie, lângă dragii noștri, dragi părinți, să ascultăm să fim cu minți. Alesia cântă! Un brăduț să-mi podobesc, daruri multe să-mi primesc și să merg la colinda, pe părinți mândri să-i fac. Un brăduț să-mi podobesc, dar un multe să-mi primesc și să merg la colinda, pe părinți mândri să-i fac. Ce frumoase sărbătorile petrecute în familie, lângă dragii noștri, dragi părinți, să ascultăm să fim cu minți. Ce frumoase sărbătorile petrecute în familie, lângă dragii noștri, dragi părinți, să ascultăm să fim cu minți. Foarte, bravo, fetelor! Acum poate aveți și voi curajul să faceți dansul. Eu am să văd și un dans. Dar păi dă-te acolo trebuie să-l facem. Faceți aici. Faceți mai încoace, da. Așa. Păi nu, că dar colim așa. Moșule, hai moșule, stai. Mai încoa, moșule, hai. Facem loc la fete pentru dans. Da. Oi, oi, oi. Hai să vedem. Hai că uite acum, Teo, le... Ha. Hai.
Hai, de unde vorbești? De aici tu vorbești? Trei. Dar pe ce melodie ai dansul? Pe niciuna. Pune tati din editare. Da. 3, 2, 1 și... Moș Crăciun știi, Bri? Moș Crăciun, hai! Zi-l moșul! Moș Crăciun, cu flete de albe, a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Super! Bravo, Bri! Zic eu poezie dacă ele nu zic. Zice Alesia, că vrea! Hai, zi, Alesia! Hai, Alesia, hai! Germană! Ia zice în germană! Germană, hai! Hai să vedem! Riba cu te Nicolaus, cum tu havi în gerhaus, le cum cu te să hână, dar nici are chintă foie. Bravo! Bravo! Bravo, Alesia! Voi cei care știți germană, lăsați-ne traducerea în comentarii. Eu nu am înțeles. Moșule, zic eu în română una frumoasă de Mihai Eminescu, ce zici? Eu sau poate îți dau și țiuncă. Păi poate, eu sper, tot sper. Zic așa, colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemenea glinzilor și tremură brazii mișcând râmburelele, căci noaptea de azi când scânteie stelele, se bucur copiii, copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptă năpletele, de dragul Mariei și a Mântuitorului se aprinde pe ceruri o stea călătorului. Bravo! Casă în casă, de la copil la copil. Și dă-ne cadourile astea, că mai ai mulți, mulți copii de vizitat. Până la 5 dimineața, trebuie. Am foarte, foarte multe mele. Dacă poate să mă ajute cineva cu cititul. Cu cititul, ia să vedem. Teo! 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 Teo? Teo! Teo, Teo. Ce mai scrie? Mara! 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 Alesia, și ție oare? Ia să vedem. Vasile! Bunicul! Bunicul! Hai, bunicule, să ții cadoul de la moșul, hai! O fost cu bunicul! Moșul care la moșul! Moșule, Domnul, să dai sănătate, să vii și la anul! Merry Christmas! Tot așa sănătos! Asta? Asta, cric, 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 Cristiana, cred că scrie. Doamna Ionescu. Wow, Cristiana scrie, da. Am și eu cadou. Cine n-a primit? Ia. Alessio. Alessio. Alessia, moșule. Nu prea mai vezi, moșule. Bravo, Alessia. Ce mai apă? Moșule. Alessio. Cred că-i o Alessio. Alessio, hai! Uite, Alessio! Aici scrie. Bri! 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 N-am auzit niciun mulțumesc. Mulțumim, moșule! Mulțumesc, moșule! Asta cu e? A mea! Mara! Dar de ce două? Poate a fost mai cuvânt. Da. Ce scrie? Ce scrie aici, moșul? Alessia. Alessia. Wow. Ce scrie? Pe spate, moșule. Sisi. Sisi. Unde e Sisi? Cățelușa. Și? Mara. Teo.
de sub brad, moșule, da. Ale cui sunt? Toate sunt pentru casa aceea. N-am atât de uitat. La mulți ani, Dorina! Cel mai mare cadou! Ăsta pentru cine e? Teo! Ăsta e al tău, Teo! Moșule, mai e un sac acolo. Moșule, moșule, moșule! Urenii mei! Asta a fost. Nu-i să iei morcovi. Ia, hai să vedem. Costel! Da, mulțumesc, moșule! Ai fost foarte cu minte. Mulțumesc, moșule, mulțumesc. Hai, Mara, mai ajută-l tu pe moșul. Asta a fost. Briana! Briana! Hai, Briana, asta e al tău! Foarte cu minte. Asta, mai e unul. Alessio! 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 Uite, mai e unul! Așa, mai avem unul aici! Alessia! Alessia! Și mai sunt? Mai sunt, da, 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 trage, trage, trage! Asta ce-o fi? Asta ce-o fi, ce-o fi? Moșule. Cristiana! Asta e pentru mine. Iar pentru mine. Mulțumesc, moșule. Dai grâu, moșule. De la mine. Hai. Bunica, da. Bunica trebuie să ții cadoul. Hai, bunica. Hai, bunica, hai. Hai, moșule. Să mai vii pe la mine. Îi zicem mulțumesc, moșule, dar cum îi zicem? Printr-un colin sau îi mulțumim dându-i prăjituri? Moșule, stai cu noi la o felie de tort sau nu mai poți după atâtea case? Nu, casă tot, mulțumesc frumos. Dacă puteți să spune un colin frumos, toți împreună. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mulțumesc frumos! Mulțumim, moșule! Dacă vreți să mă faceți poze, 5 minute la poze, că mă duc în spate. Hai la poze, repede, repede, la poze! La poze! Nu laptele, morcovi am spus. Și biscuiții și fursecurile. Hai repede, repede, că pleacă moșul. Așa. Gata. Hai, încă o poză. Ia, moșule, și Iugo. Hai, te mai așteptăm. Să mai vii, moșule, să mai vii. Hai. Alessio, vino tu aici. Hai, Alessio. Mama. Hai, Teo, hai să vedem. Ia să vedem. Briana e prima. Astea. Eu! Plămițe? Acolo ce? Ce? Ce-am primit și eu? Unicorn! Pistol unicorn! Ce? Ce? Cubile! Asta m-am pus! Briana! O păpușă! Și Alessia păpușă! Stai! Ce e fost acolo? Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Wow! Ce? Ce? Merge! Nu cred! Da! La fel! Uau, și la Alessia! Uau! Ia uite și bunica desface acolo! Toată lumea desface odată! Ce ne-am dorit!
Ce ți-au dus moșul? Ce ți-a dus moșul? Nu vrei, ți-am dus un copac? Moșul a venit cu pomul. Moșul a știut că bunica a vrut să-și cumpere o floare din asta în baie. Nu cred. Și adevărată. Și adevărată. Și-ai scris la moșul, ți-aduc el. Și într-o seară am scris într-o hârtie și am aruncat-o pe geam. Pe geam. Și noi mai aruncat pe și geam. Și da, azi precis n-o fi găsit-o. Și uită că mi-o găsit-o. Și îi mulțumesc la moșulică. Să închidem ușa, că moșul ăsta a plecat și n-a închis ușa după el. Hai să vedem ce ți-a mai adus moșul. Asta-i atât? Super! Bravo! Să vedem ce are Alessio. Uite ce are Alessio! Și unde-i Alessio? Alessio nu-i! Hai, Alessio! Asta e de tine, ia! Hai, Măruța, tu să vedem ce ai! Ce flori sunt astea? Wow! Ce frumos! Să văd ce am și în celălalt. Celălalt ce e? De 2 ani plus! Da, la tine 2 ani plus, da. Tot flori! Wow! Lego! Wow! Nu cred! Da. Mai avem aici pentru mami. Da, unde-i Dani? E sus. Pentru Sisi. Da, unde? Pentru cățelușă. Mami, napolitane. Nu cred, ne-a luat napolitane. Ia să vedem ce avem noi aici. Ce nu-s cu vanilie? Păi aparat. Aparat de napolitane. Aparat de napolitane. Cu speratele mele. Și ale mele. Wow. Da, hai, deschide-l. Dar la poți să-ți cumpere de la magazin să cumpere. Și cadoul lui tati. Hai, da, mami, deschidem. Hai. Îl deschizi tu? Uite! Ce cadou ai? Ceva roșu. Oh, Ferrari! Tati a primit o mașină, cadou. Wow. Se uită acolo, cald. O mașină! Oh, oh, oh. Faceți schimb? Mașina și al treilor? Wow. Teo, dai 18 plus, nu-i pentru vârsta ta. Ha, ha. Bine, ia-o tu, hai să vedem. Te descurci să o faci? Câte piese are? Nu pe vezi. 3000 și ceva. Ce? Wow. Aproape 4000 de piese? Da. Până la anul de Crăciun nu cred că o termin. Avem de treabă. Stai că eu mai am un cadou aici. Vreau și pe asta. Oare ce-o fi aici? Ia să vedem. Miroase a parfum, cred că s-a spart în sacul moșului. Că miroase prea tare. Wow. Nu cred! A adus parfum cum avea bunica și am zis-o că îmi place mult. Aaaa, ce drăguț! Ia să vedem aici. Aolei. Taie cu foarte vegan. Cu foarte vegan. Ia. Mama, dar ce pachetat e? E normal să nu te supără. Oh, dar ce mic e! Nu crede mic. E gol? Ce ar să fie gol? E gol. Deci nu. Așa țeapă. Trebuie să-i cumpărăm noi. Deci nu cred. Ce-ai făcut, mami? Nu, eu pus, mi-a adus. Băi, dar e ce, incredibil de greu. Și nu poți să... Ia. Deci așa ceva vezi că stai pe greșit. Da, n-ai nimic. Frigider? Nu, că e găurit. Sunt acolo napolitanele în cutie? Nu are napolitane. Măi, dar cred că are mecanism. S-ar putea să fie frigider să le țină rece. Probabil ceva, dar ceva are, e foarte greu. E prea greu. Nu e, dar nu. Așa și de napolitana, știi, pac? Wow. Uite mecanismul. Ce prezi, mă. Uite, ești azi mecanismul, te uiți? Da. Am o manetă și pac. Aha. Și-a dat-o pe următoarea. Dar chiar îmi pare rău că moșul nu ți-a adus și napolitane. Nu-i nimic, tati, că mie astea cu alune și așa nu prea îmi plăceau. O să luăm eu cu lămâie când găsesc. Ok, mergem în Viena. Da. Interesant. Da. Eu vreau să încep să fac un Lego, ăsta. Eu ar trebui să mă fac, mami.
de Lego la acesta. Eu zic să nu te apuci de aici. Bine, lăsăm acasă. La mulți ani să trăim, la mulți ani fericire, la mulți ani. La mulți ani. Bunica e născută pe 24, bunica Alesiei. Mulți ani! Suflă, suflă, bunica, suflă! Dorință! Bunica Dorina și-a pus dorință! Moșul a plecat de la noi, ne-a lăsat daruri și acum ne-am așezat la masă cu toți. Să avem poftă! Bună! Cina de Crăciun pregătită de fetele din casă, nu? Da, da. Avem aici salată beof în stil ardelenesc. Și salată beof în stil moldovenesc. Așa-i. Am făcut de două feluri, că la noi așa e, fiecare cu gusturile lui. Am făcut și ciuperci cu maioneză, cum făcea mama, bunica. Cum face mama și cum făcea bunica? Crăciun fericit tuturor! Dar bunicule, povestește-ne, ce sărbătorim noi astăzi? Astăzi sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl a trimis pe pământ pe singurul lui Fiu să se nască în trup de om, să trăiască pe pământ, să facă cunoscut planul lui Dumnezeu de mântuire cu întreaga omenire. De aceea Domnul Iisus a fost trimis pe pământ și la urmă omenirea, necrezând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, l-a dat la moarte pe cruce. Și Domnul Iisus, pentru păcatele întregii omeniri, și-a dat viața pentru noi. Ca oricine crede în El să nu moară și să aibă viață veșnică cu Domnul Iisus. De aceea suntem chemați cu toții să avem credință în Dumnezeu, credință în Domnul Iisus, că El, numai prin El avem mântuire. Dar astăzi sărbătorim prima venire a Mântuitorului, da? Nașterea Lui din Fecioara Maria și din Duhul Sfânt. Terminăm de montat și încheiem aici joaca, să zic așa, și vlogul de astăzi. Eu am aici multe piese Lego ca să-l fac. Foarte ușor se face. Moșul a plecat, cadourile au fost desfăcute și împrăștiate. Noi rămânem să sărbătorim Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului, împreună. Și ziua lui mama. La mulți ani, mama. Ziua lui bunica. Mulțumesc. Dar nu ziua ta, e ziua lui bunica. Acum de Crăciun se sărbătoresc toți cei pe care îi cheamă Cristian, Cristiana, Cristina și așa mai departe, așa că la mulți ani tuturor. Vă urăm sărbători fericite în continuare. Mulțumesc, tati. Un Crăciun binecuvântat și să trăiți în pace, liniște și armonie. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Sperăm că v-au plăcut cele întâmplate aici. Aveți vloguri peste tot pe ecran. Până data viitoare, să ne la revedere. M-a pupat, pa, pa și Crăciun fericit! Pa, pa! Pa, pa! Voi vezi. Și moșul din mai mâncător.